Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Astăzi vorbim despre foarfecă electrician. Și avem una aici încă nedesfăcută de la Hogert Technic. Sincer, nu am auzit de ei. Dar nu pare China. Hogert Technic GmbH, Potsdam Platz, bla bla bla, importator, la la la, Polonia. Să fie făcut în Deutschland. Vedem acum. Desfăcătorul de cadouri. Văd că și ăsta e super mega capsat. Farfecă electrician, cam micuță. Și hai să vedem dacă e în stare să taie căblulețe. Ăsta e 1,5. Cam greuț. Hai să vedem un lițat de 6. Dacă știe să-l taie, că văd gaura e destul de mare aici, îl taie, dar cu foarte multă forță, da? Deci ăsta trebuie folosit, are o gaură aici, spațiu liber, ăsta trebuie folosit la montat alarme, interfoane și alte chestii, că nu merge cu jucării de-astea de 1,5, 2,5. Altă forfecuță de care m-am îndrăgostit, una bucată forfecuță de la Knipex, aveți codul aici 950555, preț până într-o 100 de lei, asta e 34 parcă. Începem cu asta. Îl tăiem așa sau îl tăiem cu totul? Hai să vedem cu totul dacă îl taie. Ups, tașca l-a tăiat. Merge, zici că e Knipex. Ca și cum ai tăia frunze la câini, da? Oricum, diferență între găurice și găurice. Bine, foarfeca nu e făcută neapărat ca să tai cablu sau conductor. Asta e de 6. Dar te ajută foarte mult. Dar vreau să spun că eu am și dezizolat cu asta, dacă îți faci mânuța. Da? Cam astea sunt foarfecile. Foarte important pentru electricieni. Deși mulți zic că du-te bă cu farfeca ta, du-te bă cu nu știu ce, eu sincer ăsta de la Vihal îl folosesc cel mai mult și l-a tăiat și l-a dezizolat, tăiat partea de aici, deci vârful, da, de tăiat până în 6-10 mm merge la fix, da, și mai mare aici, dar partea de aici, vârful merge foarte bine la dezizolat. Strângi până simți că ai dat de cupru. Și dar trebuie să faci așa și credeți-mă că dacă îți faci mâna, se vede clar că nu e tăiat conductorul, da? Da, farfeca e foarte la îndemână. Asta de la Knipex are și suport de curea, pe care dacă poți să-l ăsta de aici e suportul de curea, eu l-am băgat aici. O iau și o bag în borseta Stanley, dacă am treabă pe undeva, pe sus, pe scară, pe schelă. Da? În următorul filmuleț vorbim despre geanta asta de la VGB. Ok, mulțumim de view, ne vedem la filmulețul următor.